Sezonul mai cald readuce trotinetele pe străzile capitalei. Două incidente au fost surprinse de camerele de bord. Primul caz a avut loc la intersecția străzilor Nicolae Dimoș ale russo din sectorul Râșcani. În imagine se vede cum bărbatul pe trotinete cotește la stânga de pe o stradă adiacentă pe carosabil, iar în același moment un automobil merge pe contrasens, încercând să depășească alte mașini ce staționau la culoarea roșie a semaforului. Astfel, automobilul și bărbatul pe trotinetă s-au întâlnit față în față, impactul fiind inevitabil. La fața locului a fost chemată și poliția, însă la sosire s-a constatat că cei implicați au părăsit locul accidentului. Un alt caz a avut loc pe bulevardul Moscova. Acolo doi minori pe o trotinetă electrică au intrat cu viteză pe trecere de pietoni fără a se asigura, fiind la un pas de a se izbi într-o mașină care traversa deja trecerea. Unul dintre copii a sărit de pe trotinetă, celălalt reușind să frâneze. Impactul a fost evitat la limite.